Bine v-am găsit la cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Poate mulți au spus că nu suntem modești atunci când am spus că este cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Echipa magazin Sălăjan pot spune că a depus eforturi considerabile să ne aflăm astăzi aici în această formulă atât de extinsă. Este prima oară când pentru acest eveniment s-au alăturat nouă toate instituțiile de cultură din județul nostru. Este o onoare pentru noi că, iată, Zalăul este perceput ca fiind punctul zero al distracției și nu numai. Ne dorim prin cea de-a șaptea ediție a celui mai mare târg de nunți din Sălaj să ajungem să putem promova atât cât putem ce a mai rămas practic din obiceiurile, tradițiile nunții tipic sălăjene. Este trist că modernitatea oarecum vine peste noi și tinerii sunt tot mai deschiși a tot ceea ce reprezintă nou, tendințelor în domeniu și uită de vremurile și de bunicii lor și de acele amintiri. Prin urmare, noi ne-am propus ca alături de niște expozanți inimoși din toată Transilvania să ajungem să le arătăm că Sălajul are multe de arătat, că nunțile din Sălaj încă mai au gust, mai au farmecul de odinioară și că, într-adevăr, Sălajul își merită un loc de cinste atunci când vorbim despre un județ care se află într-o continuă dezvoltare și într-o continuă transformare. Asta cred că ar putea să ne spună toți managerii centrelor de cultură care se regăsesc acum lângă noi și cei care, din anumite momente, sigur, fiind foarte prinși în activitățile lor cotidiene, nu au reușit să fie alături de noi, dar noi știm că sufletește sunt alături de noi și îi găsiți, bineînțeles, pe lista noastră de parteneri de încredere, cei care ne-au sprijinit pe parcursul a 4 luni de zile să putem să deschidem porțile acestui eveniment. Este o onoare pentru noi că am ajuns la acest nivel, că iată, avem o expoziție pe o suprafață de peste 800 de metri pătrați acoperiți cu standuri și nu pot decât să-i mulțumesc lui Florin Ilieș, care este managerul locației Glamour Events Halls, că și de această dată este o gazdă perfectă, că ne-a primit în marea lui familie, o echipă extrem de sufletistă. Și acest lucru ne face și pe noi să fim responsabili și să venim în fața dumneavoastră cu un eveniment de calitate, un eveniment de excepție. Pe parcursul a 3 zile incredibile veți putea degusta live produse în premieră, veți putea să urmăriți un wedding show de excepție. Sigur, acesta nu a putut să fie posibil fără sprijinul și ajutorul consultantului nostru artistic, Denisa Blaga, care a intrat și ea în familia noastră de organizatori și, bineînțeles, fără cel care a pus un suflet aparte în organizarea programului de muzică populară de duminică și anume domnul Vasile Coca, care este alături de noi și care a dat curs invitației noastre și a răspuns atât cât a putut dânsul, fiind foarte, foarte ocupat, să ne ajute și să ne sprijine în organizarea acestui eveniment. Desigur că, într-un final, toate lucrurile acestea apar simple. Din afară este foarte simplu să vezi că cineva organizează un eveniment, dar în momentul în care se coagulează atâtea forțe și punem la bătaie atâția oameni în jurul nostru, atunci noi ca și echipă, echipa magazin Sălăjan, nu putem decât să mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Sigur că este emoționant. De regulă, eu sunt foarte tare atunci când îmi chem invitații la podcast, dar văzând ce s-a întâmplat astăzi și ce s-a întâmplat ieri și văzând atâtea telefoane și atâtea mesaje și atâtea mulțumiri care au venit lângă noi, sigur că până la urmă emoțiile sunt firești. Este uman. Și nu cred că cineva poate să spună că un astfel de eveniment, cel mai mare târg de nunți din Sălaj, până la urmă este un eveniment care
nu ar fi potrivit sau nu ar fi oportun sau că anumite instituții de cultură nu aveau ce să caute pe afișele noastre sau nu aveau de ce să fie alături de noi. În câteva podcasturi pe care le-am realizat la Cotidianul Magazin Sălăjan, am încercat să aduc lângă mine manageri care au vorbit despre ceea ce înseamnă cultura în Sălaj și despre ceea ce înseamnă să ne dăm mâna, noi ca și media și dânsii ca și manageri de instituții de cultură și să încercăm să păstrăm încă ce mai avem noi mai bun, adică ceea ce ne reprezintă pe noi, pe sălăjeni. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și, bineînțeles, mulțumesc colegilor mei de la Magazin Sălăjan. Și acum cred că ar fi oportun, că am vorbit numai eu, să dăm cuvântul și să ne spună fiecare din ceea ce reprezintă așa o mică experiență și o mică relație cu noi, cu echipa Magazin Sălăjan, a celor care au pus umărul la acest eveniment. Denisa, te rog. Bună ziua, vă spun și eu și vreau să vă spun că sunt foarte fericită și bucuroasă că și în acest an am reușit să fiu alături de voi și acest lucru este deja al patrulea an, deci pot să zic că deja am devenit o familie și ce mă bucură cel mai mult este că în acest an ne vedem într-o formulă mult mai complexă, mult mai mare și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Ce pot să vă spun despre programul artistic? Programul artistic se va desfășura începând de astăzi, de la ora 14 până duminică. Astăzi vom avea un program muzică etno, vom avea mulți soliști care vor performa pe scena Happy Wedding. Mâine, sâmbătă, o să avem muzică ușoară, iar duminică muzică populară. Da, un program de excepție de muzică populară și la muzică ușoară putem să spunem că avem și două premiere. Vom avea jazz și pop rock. Și în acest an, cred că este primul an în care avem și atât de mulți soliști și formații, trupe. Da. Atât bandul, trupe de muzică populară. Da, asta înseamnă că, practic, calitatea evenimentului crește de la o ediție la alta și tu... De la an la an încercăm să evoluăm. Și tu îți faci treaba din ce în ce mai bine. Mulțumesc tare mult, eu sper. Bun, Florin, mulțumesc foarte mult pentru implicarea ta, pentru faptul că ai făcut posibil acest eveniment alături de noi. Spune-ne de ce ne-ai primit din nou și de ce ne-ai deschis porțile Glamour Events Hall Sălău. Bună ziua, vă spun tuturor. Ne bucurăm enorm, o să zic, am avut un an care a fost absent, dar ne bucurăm că... N-a fost un an, a fost doar ediția din luna martie. O ediție, da. Că suntem iarăși împreună, vă așteptăm, avem și noi un stand acolo jos. Și aveți multe surprize la stand. Avem, da, așteptați pe viitor, Emilia, am înțeles, cu multe reduceri, dar nu poți să dai tot din casă. Multe reduceri, o transformare, să zic așa, la Glamour se va reînnoi. Vom începe cu partea de jos astfel, după care în luna februarie ne vom ocupa de partea de sus. Deci va fi o față nouă o a Glamour Events Hall Sălău. Exact. O transformare și, majoră. Și cei care ar vrea să vină la Glamour, astăzi, mâine și poimine, unde te găsesc? La intrarea principală cu oferte. Domnul Vasile Coca, mulțumim foarte mult pentru implicarea dumneavoastră, realizarea programului de muzică populară. Ați ridicat foarte mult ștacheta evenimentului nostru. Mă bucur și, și de ce ați deschis atât de tare inima în momentul când v-am chemat și v-am solicitat alături de noi? Cum simțiți acest eveniment? Da. Prima dată sunt onorat de invitația dumneavoastră, vreau să vă spun că din calitatea mea de manager al unei televiziuni de nișă, muzică populară, ceea ce se creează perfect acest eveniment și în calitate de artistare am prestat aproximativ 40 de ani la anunț, la diferite evenimente care au legătură cu acest eveniment. Cred că acest eveniment este foarte bine venit aici la noi la Zalo, pentru că așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, tradiția se cam duce. Din păcate, din păcate. Foarte puțini își mai dau mai cu numărul în a menține ceea ce a fost numai. Cred că nu știu dacă vom reuși noi odată să mai scoatem foarte mult în evidență ce a fost tradiția unor nunți cu ani și ani în urmă, dar e foarte bine că nu se pierde. Măcar ne amintim, măcar vedem cum a fost. Și m-aș bucura ca în viitor să avem adepți care să prefere o nuntă tradițională.
Să știți că în alte zone ale țării se practică, se caută nunți tradiționale. Oamenii care cât de cât mai au legătură cu satul, cu părinții, cu... sunt cei care sunt crescuți la oraș și mai puțin ei caută modernism. Ceea ce nu e prea bun pentru noi, pentru că ca să fii cineva trebuie să știi de unde vin și unde mergi. Și eu mă bucur să fiu partener la acest frumos eveniment, vă felicit. Și o să ne dăm tot interesul să iasă ceva frumos. Eu am invitat câteva prieteni cu care eu lucrez și sunt grupuri care și ei pun suflet în unele evenimente specifice nunților care să nu se pierdă. O să vedeți surpriza, să vedeți câteva obiceiuri chiar foarte frumoase și sper ca lumea să le cunoască. Mulțumesc foarte mult, doamna manager Corina Bejinariu, am povestit la podcast, am discutat inițial înainte de eveniment cât de oportună este prezența Muzeului Județean de Istorie și Arte din Zalău și ce legătură ar avea muzeul cu un târg de nunți. Și dumneavoastră ne-ați vorbit atât de frumos atunci la podcast și foarte mulți m-au sunat ulterior după ce au văzut emisiunea și au zis să știi că o să venim și o să vizităm standul muzeului și suntem chiar impresionați că un manager a unei instituții de cultură a fost atât de deschis și de open ca să poată să treacă cumva de acele bariere tradiționale și să încerce altceva. Mulțumesc foarte mult că ați făcut posibilă prezența dumneavoastră la acest eveniment. Mulțumim și noi de invitație, am spus și atunci, o spun și acum, ne bucură să fim parte din tot acest eveniment. Am spus și atunci, ne interesează să fim prezenți în toate acele evenimente care se adresează comunității. Existăm ca instituția comunității, ne adresăm comunității. Și evident că într-un eveniment care își propune să măcar să amintească de ce era tradiția nupțialității, nu puteam lipsi pentru că suntem oarecum cei mai avizați și se poate vedea efectiv în standul nostru de ce spun acest lucru, pentru că am venit cu o expoziție fotodocumentară, explicam că nu putem veni cu obiectul de patrimoniu, pentru că necesită anumite rigori de exprimare, dar o expoziție fotodocumentară care chiar asta își propun. Se surprinde pe baza cercetărilor efectuate de noi în timp, la nivelul satelor din județul Sălaj și a imaginilor de arhivă, pentru că dacă o să veniți să vedeți și chiar vă invit să mergeți să vedeți, sunt multe imagini de arhivă care surprind instantanee din nunțile de altă dată. Nunțile de la început de secolul 20, de la mijlocul secolului 20, se poate vedea foarte bine ce a însemnat evoluția și schimbarea până la urmă. Să nu considerăm că doar astăzi modernitatea afectează nupțialitatea, căsătoria. Acestea, am spus și atunci, obiceiurile sunt dinamice, ele oricum se schimbă în timp, oricât de mult am vrea noi și poate noi muzeul suntem cei care chiar le-am vrea înghețate într-o anumită formulă, dar nu se poate. Societatea se schimbă, modelele culturale se schimbă, condițiile sociale, economice se schimbă, mentalitățile se schimbă. Dar noi ne facem să avem această, prezența noastră are această menire de a readuce în memoria celor care au cunoscut sau de a-i familiariza pe cei care nu cunosc ce a însemnat nunta de altă dată și sunt multe detalii pe expoziția fotodocumentară și mai mult decât atât ca o invitație specială, mai ales pentru cei tineri, este expoziția de realitate virtuală pe care o oferim, unde pot descoperi bunurile de patrimoniu care au legătura cu nunta de altă dată, de la obiecte de vestimentație, cămașa, până la, nu știu, ladea de zestre. Ce sau... se poate vedea la exact. Standul dumneavoastră. La standul parte... nostru se poate vedea în această formulă se poate descoperi ce însemna nunta de altă dată. Ați adus un colțișor de muzeu la Glamour Events exact. Zalău. În formulele pe care le-am putut aduce, cu mențiunea că pentru cei care vor să vadă, și am spus și atunci, obiectul de patrimoniu și vor să afle mai multe despre tradițiile județului Sălaj,
așteptați la muzeu. Absolut, îi așteptăm la muzeu, dar da, ne bucură prezența noastră, mulțumesc încă o dată pentru invitație, suntem onorați și chiar îmi doresc ca pentru toți cei implicați și pentru comunitate să fie un eveniment reușit și sentimentul petrecerii unui timp și plăcut și util și interesant și de calitate. Mulțumim foarte mult, doamna director. Domnul manager Daniel Sejoran, ADI Țara Silvaniei. O comunitate, să spunem așa, cu toate comunele din Sălaj, mai puțin câteva am spus noi, una sau două, care probabil și ele vor adera în curând când vor vedea că domnul Stejeran chiar se implică și are o echipă foarte implicată, dedicată, fantastică, aș putea spune, și încearcă să răspundă ori de câte ori Sălajul trebuie să fie pus acolo unde ar trebui să fie, printre județele de frunte ale acestei țări, pentru că avem oameni de valoare și nu este un discurs politic. Eu consider că avem valori culturale, avem cu ce să ne mândrim, atâta doar că probabil la partea de promovare noi nu prea excelăm. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să fie și pentru noi media un semnal de alarmă și poate ar trebui o mai bună implicare, responsabilizare în ceea ce mă privește. Încerc să țin aproape cu toți managerii de cultură din Sălaj și o să mă străduiesc atât cât pot și eu și colegii mei de la Magazin Sălăjan să facem tot posibilul ca acest județ să fie acolo unde este locul. Domnul manager, mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră. Este prima dată când ținem aproape la acest eveniment, dar sperăm să avem împreună mult mai multe ediții. Cum ați simțit noastră colaborarea cu noi și de ce este oportună prezența dumneavoastră la cel mai mare târg de nos din Sălaj? Mulțumesc în primul rând pentru prezentare. E într-adevăr o oportunitate să fim alături la cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Noi, de fapt, prin Țara Silvaniei, reprezentăm întreg județul Sălaj, cele 61 de OAT-uri de primării. Nu sunt doar comune, sunt și orașe care sunt membri asociați în Țara Silvaniei, în ADI Țara Silvaniei. Și cred că este o oportunitate pentru că noi încercăm, prin tot ceea ce facem, să ne promovăm identitatea noastră, pentru că s-a tot vorbit la această masă despre identitate, despre ceea ce reprezentăm noi ca sălăjeni, ca locuitori ai Țării Silvaniei. Și mai mult decât atât, am venit la acest eveniment cu o prezentare a principalilor producători și meșteșugari din județul Sălaj, din dorința de a-i pune în lumină, într-o lumină mai favorabilă și mai bună în această promovare pe care noi o încercăm. Și da, este oportun pentru că, așa cum spunea și domnul Vasile Coca, probabil că vor fi în viitor mulți tineri care vor alege un eveniment tradițional. Și atunci mergem pe această variantă în care noi trebuie să ne prezentăm și să ne reprezentăm în același timp la astfel de evenimente. Am considerat de la început, când ne-ați solicitat prezența la eveniment, a fost o chimie din prima, pentru că ne dăm seama că astfel de evenimente vin în sprijinul comunității și sunt făcute pentru comunitate, așa cum spunea și doamna manager Corina Bejnariu. Așadar, într-un astfel de eveniment, faptul că suntem toți la aceeași masă este și legat de ceea ce înseamnă integrare a tuturor factorilor care pot să contribuie la organizarea unui astfel de eveniment. Așadar, îi așteptăm pe toți tinerii și cei care vor să-și organizeze evenimentul fericit, îi așteptăm să ne viziteze pe parcursul celor 3 zile. La... Și spuneți-mi un pic acolo, dați-ne din casă, ce o să găsească la standul dumneavoastră? La standul nostru o să găsească, pe lângă cunoscutele mărturii de nuntă, avem produse tradiționale făcute de meșteșugarii noștri din Sălaj, avem multe bunătăți din Țara Silvaniei și multe alte surprize. Nu vreau să spun tot, ci îi așteptăm să descopere Țara Silvaniei. Mulțumesc foarte mult, domnul director! Să ajungem acum și iar din nou la partea muzicală, la partea culturală. Mulțumesc foarte mult doamnei manager Rodica Popseling, managerul Casei Municipale de Cultură din Zalău, că și-a deschis și dânsa sufletul, a lăsat deoparte programul dânsei extrem de încărcat și și-a mai adăugat
încă un eveniment pe listă, și anume cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Mulțumesc că ați făcut posibilă buna noastră colaborare. Am colaborat foarte mult și foarte bine, spun eu, și pentru festivalul care s-a încheiat, Romanțele Dorului, unde magazin Sălăjan a fost partener media. Ne-am propus să continuăm această tradiție și împreună cu colegii mei să încercăm să fim parteneri media a tuturor oricăror evenimente pe care dumneavoastră le veți organiza, să ținem aproape. Și până la urmă, eu cred că prin implicarea dumneavoastră și prin modul în care prezentați și aduceți în valoare artiști de seamă, este un lucru benefic pentru județul nostru, și aș vrea să ne spuneți cum ați simțit dumneavoastră colaborarea cu noi și de ce ne-ați ales pe noi. Trebuie să vă mulțumesc că ne-ați ales. V-ați îndreptat atenția și spre noi, sigur, cu momente scurte, poate nu neapărat reprezentând instituția, colegii de-ai mei au mai fost prezenți la alte ediții ale târgului, dar este primul an în care Casa Municipală de Cultură este prezentă la acest eveniment și, cum ai spus în discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, noi considerăm că orice modalitate de promovare și orice ocazie este potrivită pentru a ne face simțită prezența în comunitate și pentru a promova activitatea Casei Municipale de Cultură. Eu consider că oricât de modernă ar fi o nuntă, un moment de folclor este întotdeauna binevenit și spun acest lucru din experiența pe care noi o avem în prestarea de astfel de momente în cadrul nunților. Fie că este vorba de dans de sine stătător sau de un moment prestat de un artist, un solist vocal sau efectiv un moment legat strict de obiceiul de nuntă, cum ar fi dansul găinii sau dansul socăcițelor, întotdeauna sunt binevenite, oricât de select, să spunem, s-ar considera acea nuntă. Nu s-a întâmplat niciodată să nu fie primit așa cum se cuvine un astfel de moment. De aceea consider că este potrivit să ne facem simțită prezența și mai mult în cadrul acestui eveniment. Vă mulțumim că ne-ați dat oportunitatea să avem și un stand de la care cei interesați pot obține mai multe informații pe parcursul celor 3 zile. Și chiar oferte. Și chiar oferte, desigur. Și sigur avem posibilitatea, ne-ați dat posibilitatea să ne prezentăm și cu momente live, începând de azi cu ansamblul artistic profesionist Orolisum, 2 momente, iar duminică cu ansamblul de veterani și ansamblul folcloric Columna, ansamblul nostru de tineret, care toți au capacitatea de a oferi momente inedite în cadrul unei nunți. Și așteptăm în curând și pe amatori, pe micii amatori pe care dumneavoastră sigur că pregătiți. Da. Îi lăsăm să se mai perfecționeze și cu siguranță la următoarea ediție vor putea fi prezenți și dânsi. Noi avem o activitate și o ofertă bogată în ceea ce privește momentele artistice pe care le putem oferi în cadrul unei nunți, așa că îi așteptăm pe toți cei interesați la standul nostru de la etaj și acolo vor putea obține mai multe informații. Dar desigur, cel mai important este prezența dânșilor, să vadă pe viu ceea ce se întâmplă și ceea ce putem oferi începând de azi de la ora 16. Și ca să nu închem așa într-o notă, cum să spun, protocolară, aș putea să spun că împreună cu Denisa Blaga și mulțumesc, avem pe afișul celui mai mare târg de nunți din Sălaj astăzi, dacă nu mă înșel, o soprană, cea care a câștigat trofeul Crizantema de Aur în 2015, nimenata decât Odica Povseli. Mulțumesc foarte mult, doamna director. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate. De data aceasta cu un moment de muzică populară, nu de romanțe, dar promit că data viitoare vom fi prezenți cu un moment de romanțe și concertate. Să ne oprim acum puțin atenția și asupra marilor premii de la cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Sunt premii care totalizează, cel puțin colegii mei au spus că deja sar undeva lejer de 10.000 de euro. Să spunem că doar primele 3 premii totalizează 3.500 de euro și atunci cu asta am spus tot. Ele se dau, sunt pe bune, la parterul celui mai mare târg de nunți din Sălaj, la
la Moore Events Old Zalău. Puteți admira superba rochie de mireasă pe care o oferă Salon Milis Oradea. Mulțumesc foarte mult, Milka, că ai acceptat din nou invitația noastră. Ne-am cunoscut în luna martie și, la fel ca și domnul manager stejeran, chimia a fost reciprocă. Ne-am simțit foarte bine împreună și iată că începem să creștem împreună. Cum simți tu atmosfera, cum ne simți pe noi ca și echipă și de ce ai acceptat să te implici atât de mult în acest eveniment? Bună ziua tuturor! Suntem foarte mulțumiți că am fost invitați din nou și suntem parteneri cu dumneavoastră. Ne simțim foarte bine alături de voi și de comunitatea de aici din Zalău și de, din acest moment din, am ales ca să fim împreună din nou și pe viitor, de ce nu? Și rochița o dăm pe bune. Da, rochița este realizată cu mare drag pentru o viitoare mireasă care o va câștiga și să sperăm că va fi o mireasă care se fie și pe plac, dar este o mireasă deosebită, lucrată cu mult drag. Mulțumesc foarte mult! Mare drag! De la rochița de mireasă, pentru că o mireasă trebuie să aibă și un mire, o să dăm cuvântul colegei și prietenei mele. Putem să zicem colege, că la câte evenimente am fost împreună, deja putem să ne și considerăm colege. Nimeni alta decât Alina Mărieș, care este cea care reprezintă Culcea Arconf, este cel mai mare producător de confecții din județul Sălaj și la această ediție ei ne vor oferi un superb costum de mire, va fi custom to measure și un pachet de accesorii la care, bineînțeles, cele care se vor asorta vor beneficia și de un discount important. Alina, spune-mi, te rog, de ce reveniți la cel mai mare târg de nunți din Sălaj? Cum vă simțiți voi? Și ce anume veți expune? În primul rând ne simțim foarte bine și îți mulțumim foarte mult că ne-ai dat ocazia să fim partener oficial. Ne-am văzut în martie. Da. Suntem în noiembrie. Da. Într-adevăr, o să dăm un costum de mire plus accesorii reduse cu 10%, făcut pe măsura clientului. Asta e foarte important. Da. Și ce anume expuneți? Ce vor vedea cei care vă calcă pragul de aparte? Noua colecție, pregătită pentru sezonul de nunți din 2024 și câteva modele de scurte. Iar ce e sezonul rece, am adus și câteva scurte. Și accesorii vorbesc? Da, și accesorii. Bun. Ce înseamnă pe scurt cel mai mare producător de confecții din Sălaj și ce responsabilitate aveți voi, Avem o responsabilitate foarte mare și în spatele brandului Culcea Arconf există o foarte multă muncă și foarte multă alergătură. Mulțumesc foarte mult și acum de la rochițe de mireasă și costume pentru miri și accesorile potrivite, a trebuit să ajungem și la o casă, că mirii ar trebui să aibă și ei un început de drum bun și iată în premieră la Happy Wedding avem alături de noi pe doamna manager Alina Unicaș. Mulțumim foarte mult că BRD este partener important la cel mai mare târg de nunți din Sălaj. Mulțumim că ați acceptat invitația din prima. Cum vă simțiți voi și ce credite, cu ce puteți ajuta și cu ce așteptați la stand pe cei care, iată, vor face nuntă sau nu numai? Mulțumesc pentru invitație. Nu este primul eveniment la care suntem parteneri cu magazin Sălăjan. Avem deja tradiție în colaborare. Ne bucură că ne-ați invitat din prima și de aia am și acceptat din prima. Ne bucură foarte mult și ne dorim cât mai mult să participăm la orice eveniment local, să ne implicăm în orice, că e târg, că e orice altceva, să intrăm în comunitate cât mai mult. Mă bucură foarte mult că târgul acesta nu înseamnă un simplu târg de nunți, este, îmi vine foarte mult cultura, tradițiile, business-ul, corect, deci e altceva și la standul nostru eu vreau să invit nu doar viitorii miri, cât și cetățenii orașului să vină și să vadă ce tradiții aveam noi, cum a spus și Corina și Renata Silvania, sigur o să găsească ceva. La standul nostru noi așteptăm atât viitorii miri cât și restul participanților cu ofertele noastre și sperăm să ne aleagă ca viitor parteneri în proiectele lor. Și sloganul e simplu, îmi trebuie, îmi iau. Corect. Bun. Avem rochii de mireasă, avem costume, avem bani cu ce să cumpărăm rochii de mireasă și costume și acum trebuie să avem și poze fericite pentru momente potrivite și atunci alături de noi este Cristi Spunu,
Soc. Mulțumesc. Și bineînțeles mai avem două partenere importante, Delia Spunu și Delia Cioban, adică Smile for Me Fotografii, care o să le găsiți jos la parter. Cristi, spune-mi, te rog, te-am stresat atâtea zile să poți să ajungi cu toate materialele de calitate pe care tu și echipa ta le-ați făcut. Mulțumim foarte mult. Cum simți tu acest eveniment? Fie un eveniment foarte mare, cu multe vă așteptăm la toate standurile, mulțumesc pentru invitație și succes în continuare. Mulțumim, Cristi. O să se vadă peste tot. Da. Pozele tale vor fi peste tot. E un profesionist. Da, normal, corect. Avem o echipă de profesioniști, așa am spus acum. Și pentru că avem rochie de mireasă, costum de mire, bani pe care se cumpără și pozele fericite, bineînțeles că nu puteau să lipsească bijuteriile și perighetele. Și pentru aceasta avem alături de noi pe reprezentanta bijuteriei Onyx. Mulțumim foarte mult, Dan Potra, că ai revenit la cel mai mare târg de noi din Sălaj. Dan este deja foarte prins la stand și atunci îți avem alături de noi pe tine și să ne spui un pic cum simți tu acest eveniment și de ce este important să vină lumea la stand. Mulțumim frumos pentru invitație și mă bucurăm să fim prezenți la cele toate edite, celui mai mare târg din Sălaj, în calitate de partener. De peste 20 de ani, bijuteria Onyx vine în întâmpinarea clienților cu bijuterii rafinate, potrivite oricărei ocazii din viața acestora. Prin selecția pe care o aducem în cadrul târgului de nunți, ne dorim să luăm parte, să concretizăm momentele, probabil cele mai speciale din viața clienților noștri. Din acest motiv, cei care vor fi prezenți în perioada 3-5 noiembrie la târg, vor fi înscriși automat în concursul organizat de noi, în urma căruia pot să câștige o pereche de berghete și partea interioară. Mai mult decât atât, organizăm și o tombolă la standul nostru pentru cei care aleg să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu noi, în urma voucherului câștigat, în valoare de 300 de lei, pot să achiziționeze orice bijuterie cu o reducere aplicată de 5% pe programul de aur și gravură gratuită din partea noastră. Deci, practic, pot să facă cadouri fericite și altele. Exact. Super. Bun. În încheiere, nu pot decât să vă mulțumesc tuturor pentru că, iată, din puținul nostru timp liber ne-am văzut aici. Faptul că am tras un semnal de alarmă împreună, că Zaleul, Sălajul au nevoie și este nevoie de un eveniment de calitate, avem nevoie de un tâlc de nunți care să ne reprezinte, nu ar mai trebui să ne jănii să meargă ei spre Baia Mare, Satul Mare, Cluj și Oradea, când avem tot ce ne trebuie la noi acasă. Este un alt semnal de alarmă faptul că, iată, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Arad, Marghita, Bistrița își fac timp să vină la noi în Sălaj și noi, sălăjenii, nu ne facem timp să venim la un astfel de eveniment care nu reprezintă doar un simplu târg de nunți, așa cum am putut cu toții să tragem această concluzie, ci reprezintă un moment potrivit de a întâlni clienți, de a vedea ce anume caută, de a vedea care sunt așteptările, nevoile lor, de a face business, de a face networking de calitate și de ce nu de a face până la urmă socializare. Iar cu toate aceste informații, bineînțeles, fiecare manager ar trebui să se întoarcă înapoi în propria lui firmă, să tragă niște semnale de alarmă și să vadă ce anume ar trebui să îmbunătățească. Eu consider, cel puțin din punctul meu de vedere ca și specialist marketing, este foarte important să știi ce vrea clientul, ce caută clientul, ce face concurența, cum se prezintă concurența, iar un astfel de eveniment este mai mult decât oportun binevenit, cu atât mai mult cu cât este la noi acasă, iar cei expozanții care vin din alte localități, să înțelegem că ei fac un efort, să zicem, mult mai mare, pentru că ei au și cheltuieli logistice, au și cheltuieli de cazare și multe alte cheltuieli adiacente pe care cei care sunt la noi în Sălaj cu siguranță nu le au. Prin urmare, noi suntem deschiși tuturor, iată, de la o ediție la o ediție ne mărim familia, ne mărim echipa, oamenii de lângă noi. Este extrem de important acest lucru și mulțumim fiecăruia în parte și cei care sunt prezenți și cei care, cum spuneam, din vari motive nu au reușit să fie prezenți. Mulțumesc
echipei Magazin Sălăjan, mulțumesc managerului Daniel Mureșan pentru că a acceptat practic să putem să organizăm acest eveniment, faptul că a acreditat și pe mine cu încredere și întreaga noastră echipă. Mulțumesc Florin Ilieș pentru gazda perfectă, pentru că iată revenim de atâtea ediții la Glamour Events Hall Zalău, asta înseamnă foarte mult, tu că ne primești, noi că revenim. Mulțumim tuturor managerilor centrelor de cultură din Sălaj. Sunt Alexandra Roșu, sunt gazda dumneavoastră alături de Florin, împreună cu echipa noastră Magazin Sălăjan. Dacă sunt întrebări, cu drag.